Telefon Monica Pop, profesor universitar, și Gabriel Oprișanu, manager la Socola Iași. Bună ziua, domnule Oprișanu. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Da? Scuze, eu nu sunt în fața unui televizor și nu... Nici o problemă, vă aude toată România, vă întreb direct în pauza publicitară. Îmi spunea Petrișor Peiu aici de față că sistemul sanitar, spitale, policlinici de stat este falimentar și nu are nicio șansă să mai scape. Dacă nu bagă statul bani. Păi nu bagă. Dacă nu face investiții, va muri, normal. Nu face, mă, nu vezi. Fără investiții nu se poate. Da, domnul Oprișan. Nu e adevărat. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, cred că n-am reușit să definim în 30 de ani de zile ce anume dorim să facem în sistemul sanitar românesc. Sistemul sanitar românesc este un sistem bazat pe solidaritate, în sensul în care cei care contribuie la, prin asigurările de sănătate la stat asigură finanțarea acestui sistem, iar cei care au nevoie beneficiază păi la... Păi contribuie 6 milioane, domnul Oprișanu, contribuie 6 milioane de români, între care 3 milioane cu salariu minim, și beneficiază toată România, plus diaspora. Corect. Plus corect. Diaspora. Mai este o problemă, o tratase dumneavoastră într-o emisiune anterioară, cea a coasiguraților, în sensul în care un membru a familiei fiind asigurat, beneficiază mai multe persoane. Eu cred că aici ar trebui definită foarte clar modul cum se finanțează și cine să beneficieze. Eu cred că fiecare care finanțează ar trebui la un moment dat să poată beneficia. Iar partea de coasigurare ar trebui mai clar reglementată, în afară de copii, studenți sau alte categorii care sunt asigurate prin efectul legii, toată lumea ar trebui să contribuie. Mai ales că sunt persoane care, nefiind asigurate, pot plăti asigurările de sănătate, nu sunt sume foarte mari, se plătesc 6 luni în spate. Da, am înțeles, imediat vin la tine, Monica. Mi-a dat Oana acum în direct un articol dintr-un ziar local din Botoșani că sunteți acuzat că acționați în stil mafiot. La ce se referă articolul? Nu, n-aș putea să vă spun. Am un anumit conflict cu domnul Emanuel Ungureanu, mă rog. Dumnealui este prost informat, n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Emanuel Ungureanu, deputatul USR? Da, înțeles. Nu, pentru că eu sunt un om corect, emisiunea asta nu are voie să aibă fisură, pentru că altfel capătă, cum să zic, o fisură de asta poate să ducă la pierderea credibilității emisiunii. Tudor, Monica. Vreau să spun un lucru. Nu e adevărat că Ministerul Sănătății nu finanțează, ba finanțează și cumpără și aparatură, uneori nu cu foarte mulți bani, dar să știți că fac investiții, nu e așa că nu fac, nu e adevărat. Deci, bineînțeles că pentru spitalele de stat. Deci pentru spitalele care au contracte cu spitalele de stat, ce să mai discutăm. Deci niște investiții se fac, nu atâta cât ar trebui. Și atunci, Monica, atunci când vorbim noi azi, de ce se face un lobby ocult? De ce m-a sunat pe mine în weekendul ăsta, m-au sunat zeci de oameni, unii să mă amenințe, unii să mă roage, unii să-și pună pile, unii să-mi spună să abandonez subiectul? De ce? Adică de ce atât de mare interesul și de ce atât de mulți bani care se încearcă a fi drenați? Nu cred că drenează cineva bani către clinicile private, de asta nu e adevărat. Eu, după câte știu, eu nu se întâmplă așa ceva. Clinica privată își cumpără singura aparatură din veniturile ei, din profiturile Monica, ei. Monica, te întreb așa, Monica Pop, da? Te întreb așa. Da? Și pe tine și pe domnul manager de la Socola. Mă, dacă se face o autostradă, Monica, în țara asta, nu se face din cauza gândacului, că suntem o țară penibilă, dar dacă am avea o clasă politică sănătoasă și nu i-ar lăsa pe europeni să-și bată de joc de noi cu gândacul și am face o autostradă, crezi că s-ar putea face ca în sănătate să-i dau eu lui Peiu bani să facă autostradă doar pentru că are buldozere și are echipamente și are el o firmă foarte tare și bună? Sau fac licitație? Că eu nu înțeleg de ce banii se dau la clinici și spitale private fără nicio licitație. Dar nu se dau. Cum nu se dau, mă? Cum nu se dau, Monica? Deci nu! În afară de clinicile care au contract cu casa de asigurări de sănătate... Stai puțin, pe ce criteriu au contract cu casa? Pe orice, pe criteriul pe care l-au și spitalele de stat. Adică? Deci ei decontează casa de asigurări de sănătate, ei decontează tratamentul unui pacient. Da, de ce? Atunci de ce n-au toate? De ce nu? Stai puțin, de ce n-au toate? În primul rând că unora nu le convine. Deci unora nu le convine, eu știu și o clinică în care o consultație a fost 6.000 de lei. O consultație, am spus. E adevărat că era un bord acolo, deci mai mulți, o consultație. Deci unora nu le convine și nu vor să facă. Dar în mod normal, și acolo mi se pare foarte corect, deci mi se pare normal ca unele clinici care doresc să facă, pentru că așa crește accesul pacienților. Monica, e suficient. Deci, să înțeleagă românii,
E suficient să fii director, să, nu, să fii patron, nu director, patron de spital. Eu Tudor Barbu îmi fac un spital. Privat. Îmi fac, eu Tudor Barbu, Monica, eu Tudor Barbu îmi fac un spital privat. Mă duc la Casa Națională și zic, bă, prietene, eu vreau contract cu tine, cu casa, cu statul, și tot ce intră la mine de contract. Păi da, oricine și-ar face spital, pentru că la câți bă... Nu-i așa, nu-i așa. Nu-i așa, că n-au toți contract. Te rog, frumos. Păi n-auzi că poți să ai dacă vrei? Nu-i adevărat. Să spun că mă trebuie să plec de acasă. Deci problema este în felul următor. E foarte corect așa. Din moment ce clinicile private au aparatură de înaltă clasă, că așa se întâmplă de obicei. Cine cumpără din banii lor, din împrumuturi, din treaba lor. Dar au aparatură de bună calitate. De ce să nu poată să acceadă acolo și un om normal, un om sărac sau un om care nu are resurse materiale foarte bune, dacă îi plătește casa? Bravo. Deci eu ți-am zis, eu mă plătesc la o clinică privată de banii urmăresc pe pacient, să dau pacientului. Ok, am înțeles, e gata. E corect așa. Am înțeles. Nu e, da, repet. El face privat o investiție, își cumpără aparatură, și face un spital, se întoarce după soare. Spital modern cu aparatură modernă. Se duce la statul român și îi spune, bă, mi-am făcut un spital să se învârte după soare și face contract cu statul. Foarte corect. Bravo. El trebuie să-și plătească, dar el trebuie să-și plătească toate datorii. Perfect, și atunci de ce dracu mai ține? Și atunci sistemul de stat... El și-a făcut clinica aia din împrumuturi de la bancă, el trebuie să-și le plătească. De acord, Monica, dar eu te întreb de ce la Satul Mare sau la Alba sunt spitale sau Baia Mare, nu știu, sunt două spitale model, județene model, iar la Târgu Jiu sau Craiova să prăvălesc spitalele pe ei și nu ia nimeni nicio măsură. Foarte normală întrebarea, pentru că depinde de manager. S-au obișnuit să numească politic niște manageri în loc să-i numească consiliu după calitate. Și atunci ce facem? În loc să punem manageri ca la Alba sau la Baia Mare, noi omorâm sistemul sanitar, restul sistemului și dăm la privați? Păi nu e așa. Dar nu dăm la privați. Ei, mă, nu dăm, bine, mă, nu dăm. Așa, deci, aici nu e așa, nu e corect încă o dată spus. Bine, clinica privată s-a făcut pentru că au făcut împrumuturi foarte mari de bani de la bănci și ei trebuie să le plătească înapoi, nu? Și primesc exact aceiași bani de la stat. Banii ăia se dau pentru însănătoșirea pacienților. Primesc, bă, pe deșor, dar îi primesc în dauna sistemului. Domnule, de stat. Eu sunt contribuabil. Nu e, am dreptul să mă tratez sau... De ce n-am dreptul să mă tratez la spital ai privat? Ai dreptul, mă! Dacă sunt contribuabil la Casa de Sănătate, vreau și eu așa să mă e. Duc să primesc tratament. Bine, ok, am încercat, îmi cer scuze, sunt singur în presă, toată lumea, sau 90% din nu, presă... Nu, pentru că, Tudor, te rog să mă crezi, aici nu ai înțeles, deci aici e corect. Asta pentru tratamentul pacienților e corect să facă alocații... Monica, știi de ce cumpărăm? Știi de ce cumpărăm camioane și semănători din afara țării? Pentru că în anii 90 unii spuneau așa, avem management prost la semănătoarea și la tractorul Brașov, le-am băgat în gard, le-am omorât și acum cumpărăm de la străini, de la privați, Monica. Dar exact n-are aici nicio legătură sunt... cu ce discutăm, deci fix încă aceeași... sunt lucruri total diferite. Yes. Dacă statul ar da bani la clinicile private să-și cumpere aparatură, atunci ai avea dreptate. Păi statul nu-i dă bani de aparatură, îi dă clienți care îi dau bani. Păi clienții au contribuit, deci domnule, nu e adevărat. Bine, mă, deci, ok. Exact cum bine, mă, nu mă pricep. La un spital plătește și la o clinică. Domnul Oprișanu, domnul director, cum vedeți, domnule, la cum se vede la Socola chestia asta? Eu spun așa, Casa de Asigurări de Sănătate finanțează servicii. Aici lucrurile sunt clare. Cine îndeplinește anumite criterii poate încheia contract cu Casa de Asigurări. N-are importanță dacă este entitate publică sau privată. Noi discutăm, cred că discuția ar putea, am putea să o purtăm vis-a-vis de programele de sănătate. Unde acolo, mă rog, banii sunt tot bani publici care vin prin, se derulează prin Ministerul Sănătății. Aici ar putea fi o discuție dacă acești bani ar trebui să ajungă la... Și dacă ar trebui, sau... ar trebui sau nu ar trebui? Eu cred că da, pentru că aici ar fi o direcționare a banului public direct prin programul de sănătate către o clinică privată. Dar discutăm și aici este o discuție. În sensul bine, care... mulțumesc mult! Vă mulțumesc amândurora mult. Opresc subiectul pentru că n-am... eu nu pot face ceea ce nu cred. Emisiunea asta e făcută de mine. Bun, prost, ăsta sunt. Ceea ce nu înțeleg, nu merg mai departe doar pentru că îmi spune Oprișanu de la Socola sau prietena mea Monica Pop. Nu înțeleg, nu merg mai departe, să facă alții care înțeleg. Eu nu înțeleg. Eu știu ce s-a întâmplat în anii 90. Cu învățământul s-a dus dracu. Cu sănătatea se duce, cu producția de tractoare s-a dus,
cu orice, cu agricultura, s-a dus. De ce? Același argument. Statul e un prost manager. Statul își bate joc. Statul nu dă bani, zice Peiu. Corect că nu dă bani. Prost manager. Păi nu, bag. Nu dă bani. Să-l bagă în pușcărie pe statul care nu dă bani. Doamne, păi hai că ne mințim între noi. Toți banii pe care are România la buget să duc în salarii și pensii. Despre ce vorbim? Toți, majoritatea. Și ce fac? Am salarii și pensii. Mult prea mare. Și nu se investește în nimic. Doi la mână. Problema cu tractorul și cu aia, de ce au ajuns așa? Pentru că nu au vrut să privatizeze pe bursă, să rămână statul acționar major. Guvernele, domnule. Și s-a dus vreun guvern la pușcărie pentru că n-a vrut? Nu, miniștrii trebuiau să ducă. S-a dus vreunul la pușcărie. Nu. Și atunci, așa va fi și cu sistemul sanitar. Dar încă o dată, scopul sistemului sanitar e să vindece oamenii, nu să salveze spitalul. Sistemul educațional nu este obligat prin Constituție să învețe copiii? Ba da. Mai mult de jumătate nu iau bacul. Asta i-a băgat în pușcărie pe cineva că nu iau bacul jumate din copiii țării. Păi domnule, dar să uită cineva la problemă? Păi și atunci despre ce vorbiți? Să spuneți mie că nu știu? Problemă. Voi îmi explicați mie că nu știu? Că sistemul de educație din România e falimentar și l-a făcut o zi de pușcărie? Doamne, nu e falimentar că nu e o societate. Ba da, e falimentar, prietene. Nu e o societate. Uite-te la aia cu PISA sau cum se cheamă, ce rating i-au dat. PISA, da. Ne-au dat cu capul de pereți, copiii nu iau bacul, copiii care iau bacul n-au ce face cu diploma să șterg la cum cu ea pentru n-au ce face cu ea, ăia care termină facultatea n-au ce face cu ea. Cum n-au ce face? Ce face, mă, cu facultate? E cineva șomer în România? Da. Cu facultate sau fără? Unde? Cu facultate. Vreau să cunosc eu un șomer. Cu facultate e casier la Horbach sau la Lidl sau la Cora. Pentru că nu vrea să muncească. Nu e adevărat, n-are unde. Ei, n-are. Eu nu cunosc pe niciun șomer în România. Nu cunoști șomeri? Nu, niciun. Bă, dar tu trăiești în țară, tu cunoști șomeri? Ai cunoscut șomeri? Dacă cei câteva milioane... Întreabă pe ea la reputata universitate din Târgu Jiu, cât se termină și câți au loc de muncă. Și cine... Că... pleca român, 5 milioane, dacă rata șomajului în România e 3,9%. Păi sunt afară, măi, Petrișor! Copiii sunt afară, plâng părinții după ei. Pentru că, așa cum bine ai spus, ăștia au distrus industria. Tot. Pentru că, apropo de Târgu Jiu, pentru că au inventat un sistem în care rămânem cu cărbunele în pământ. Nu-l mai exploatăm. O, discut o oră, cu 10 ore discut cu tine. Oameni buni, hai să vă explic ceva. Că n-avem spitale, nu mai discut cu spitale, nu mă pricep. Gata, îmi declin să fac altcineva din presă. Eu spun doar atât. Pe modelul agriculturii, educației, industriei, turismului, știți ce a făcut Agaton cu turismul? Da, vreți să vă spun ce s-a întâmplat pe Ritual cu hotelurile? Da. Manager prostatul, hai să dăm la privați. Ei, așa se întâmplă și acum. Țineți minte, înregistrați emisiunea, că peste 5 ani, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, mai vorbim și vă întreb, bă, dar câți mai mergeți la spital? Păi nu mai sunt spitale. Bravo! Vă spuneam acum 5 ani și vă durea să merte hergeu în cot, ca să nu zic în cur, că mă amendează. N-avem nici Marina Militară, n-are fregate. Știați? Vă spun eu. Ați văzut în presă, așa, sporadic, știți de ce n-are fregate? Pentru că statul român e în genunchi. Băi, e în genunchi! Statul român în frunte cu Ciucă și cu ăștia de la mea APN sunt în genunchi. Siguranța la Marea Neagră, parteneriat NATO, suntem cu licuriciu mână în mână cu... N-avem, mă, fregate, deși a câștigat. Unii au câștigat licitația, iar noi n-avem armament. De ce? Pentru că alții au contestat-o, iar noi nu suntem în stare, ați pomenit voi, să pui armata franceză sau germană sau italiană în postura să n-aibă nave de luptă, că a venit un român, că a venit Peiu și cu mine, am venit noi doi și am contestat, ălora le-am contestat licitația, îi doare pe aia în cur de noi. Mă, aș fă cu contestația. Contest-o, eu îmi dotez armata și pormă mai vorbim. Greșesc, domnul Peiu? E nuanțată chestia. Ia nuanțează-o tu. În sensul că dacă nu faci licitație, așa, că poți să nu faci licitație, da, legislația europeană îți permite, te înjură lumea, zice că faci aranjamente. Dacă faci licitație, trebuie să accepți toate aceste reguli, inclusiv contestații. Păi, din octombrie noi nu avem fregatele în lucru. Dom'le, încă o dată, s-a atribuit contractul pe 2 iulie, nu din octombrie. Pe 2 iulie s-a atribuit contractul. Iulie? Iulie. În octombrie a fost contestat de olandezi, scuze-mă. Deci s-a atribuit contractul după ce vreun an de zile au tot moșmondit-o cu ofertele. Dar dacă e să începem cu începutul, să spunem de unde a plecat. Noi, în anul 2016, România a făcut o licitație pentru modernizarea fregatelor. Licitația aia a avut un câștigător. Nu s-a semnat niciodată contractul. De ce? Păi pentru că câștigătorul era o firmă turcească. Noi, care n-avea nimic, nicio problemă, numai că în stilul nostru caracteristic am alocat acelei lucrări o sumă
în care nu se încadra nicio firmă occidentală. Firma turcească a câștigat, că asta e haiul a câștigat licitația, că era singura care putea să facă la banii aia, dar exact în ziua în care a fost încercarea de lovitură de stat. Bun. Și nimeni n-a mai semnat contractul. A venit chestia cu corvetele. Guvernul Cioloș, tot în 2016, a dat o hotărâre de guvern prin care a atribuit acest contract de corvete firmei Damen. Așa a fost. Da, mă. Și toată lumea după aia în Parlament... Băi, mă duci cu vorba. Păi nu, o licitație lui Damen e făcută la Naval Group, care a câștigat o licitație... Încă o dată. Sau hai că vreau să termin povestea. Te rog. În Parlament au anulat acea hotărâre de guvern. Pe bună dreptate, după părerea mea, că nu puteai prin hotărâre de guvern să dai așa ceva, că era peste 100 de milioane, ocoliseră Parlamentul. Dar după aia a venit guvernul Tudose și a dat lui Damen administrarea, deși este acționar minoritar, administrarea șantierului de la Mangalia. Nu înțeleg, cum adică i-a dat-o? I-a dat-o prin ordonanță de guvern. De ce? Deci statul român are 50 și ceva la sută. Nu, dar de ce i-a dat-o? Păi asta vreau să spun. Eu cred că undeva, dacă ne uităm, conducerea Ministerului Apărării este cam aceeași a statului major de mulți ani. Undeva, cred că s-a făcut o înțelegere cu Damen. Ce înseamnă? Adică ilegală, imorală și ilegală. Statul român a încercat de două ori. Odată, dând acea hotărâre de guvern, pe de altă parte, dându-i șantierul naval Mangalia în administrare și în management, statul român a avut cumva o înțelegere cu Damen. Așa. Problema e că în timpul licitației au venit unii care au oferit mai puțin bani. Haideți să spunem cine e statul român care ar fi avut o înțelegere. Ministerul Apărării. Cei care au condus Ministerul Apărării și statul major. Ministerul Apărării, fără liderul partidului și primul ministru și... Domnule, uitați-vă cine au fost pe acolo, că în 2016 era secretar de stat Leș, după care în guvernele PSD a venit Leș și ministru. S-a vehiculat în presă că ar fi fost această companie preferată a lui Liviu Dragnea? Nu, numai puțin. Inițial, că a fost și el opiniile. Trebuie spus, pentru corectitudine, care este marele argument al lui Damen. Țineți-vă o singură secundă, e foarte important ce spui, să nu-ți pierzi firul. Vreau doar să îl salut pe domnul Manole, reprezentant director executiv la 4000. Imediat venim la dumneavoastră, domn director. Zi, petișor. Deci, ce spune Damen? Și aici este un argument greu de ocolit. Damen spune, domnule, noi vom echipa acele corvete cu armament american. Dacă voi vreți să luați corvete franțuzești, luați-le, dar cu armament franțuzesc. Așa. Până la urmă e o opțiune strategică. Eu, dacă aș conduce România, nu aș cumpăra decât armament american, că oricum... Bună ziua, domnul Manole! ...se face în România. Bună seara, domnul Tudor, bună seara. Vă ascult cu drag. Mă bucur că apelați nu de puține ori și la părerea unor oameni direct implicați. Vă ascult. Da, deci ceea ce s-a discutat este în cea mai mare parte adevărat. Corvetele au făcut obiectul, am mai declarat-o eu cel puțin și mulți colegi de-ai noștri, unui model de derulare a unei proceduri de achiziții publice. Nu am mai avut până la această dată o achiziție publică în zona militară atât de corect și la virgulă făcută, ceea ce demonstrează că până la urmă exact ceea ce spuneau și cei invitații din platou, nu este o problemă de tehnicitate a achizițiilor publice, ci este ceva în afara achizițiilor publice, hai să spunem, rea credință și competiție comercială. Domnul Manole, hai că vă ajut eu un pic, dacă vreți să avem un dialog cu răspunsuri rapide. Prima întrebare, există cercuri de interese, ca să nu zic cercuri mafiote, în jurul contractului corvetelor? Da, bineînțeles. Din așa, pe scurtătură, al doilea. Există persoane din Ministerul Apărării Naționale, așa cum a sugerat aproape direct Petrișor Peiu, implicate în această tergiversare? Până la acest moment nu s-a demonstrat, cu toate că... Eu vă întreb ce credeți, domne, că nu demonstrăm noi, demonstrează instanțele. Vă întreb până asta ce credeți. Nu aș crede. Nu aș crede ce, da sau nu? Ministerului Apărării, pentru că contractul prin încredințare direct
anchetă către Damen a fost semnat de secretarul de stat la acea vreme, domnul Leș, iar contract, iar adjudecarea după licitația corvetelor către Naval Grup a fost semnat tot de Leș. Eu vă întreb, perfect. De ministru. Vă întreb așa, domnul Manoleș, dacă vreți să răspundeți bine, dacă nu, ce țară NATO e România dacă își permite astfel de joacă cu echiparea Marinei Militare? Nu, deci eu vă spun, în continuare există un comportament de vasalitate. Nu este un comportament de partener. Deci numai un vasal poate să nu țină cont de securitatea propriilor cetățeni și de securitatea propriei industriei naționale de apărare, industrie care în momentul de față a terminat extrem de decent negocierile cu Naval Group. Întrebare. Cine își permite să pună România în genunchi și o facă cum bine și românește, spuneți ca un adevărat român, să o facă vasal străinilor? Nu știu, mi-e este greu. Nu pot să răspund. Nu știu. Reformulez. Există cineva? Chiar dacă nu știți cine. Tăcerea dumneavoastră e de bun simț. Ăi de acasă au înțeles-o. Domnul Manole, când anume Marina Amiralului Mârșu va primi, după părerea dumneavoastră, contractul, atenție, în derulare, nu fregatele? Domnul Barbu, deci, în mod normal, toate instanțele, deci instanța de fond și instanța de la Curtea de Apel, a realizat că ceea ce face Damen acum, făcând tot felul de acțiuni legate de procedura care inițial ei înșiși nu au contestat-o și au dat seama că este un joc mai mult decât un joc de interes comercial, este, nu știu, mi-e greu să-l definez, că în orice caz nu este un partener pentru statul român. Și nu mi-ați răspuns, sunt foarte mulți interesați. Deci în mod normal eu mă aștept ca pe 5 februarie chiar dacă nu se termină protestul magistraților, să considere că pentru o speță de interes esențial de securitate poate să se pronunțe, bineînțeles să respingă acțiunea și să se semneze contractul cu... Domnul Manole, vreți să-mi spuneți, stați un pic, abia acum am înțeles, dumneavoastră vreți să-mi spuneți că protestul justificat, din punctul meu de vedere, al magistraților, tergiversează soluționarea unui dosar legat de siguranța NATO la Marea Neagră? Pot să spun că protestul magistraților, care totuși nu vizează și cauze civile, deci pot să judece cauze civile, dar nu judecă o cauză de interes esențial de securitate, dar eu spun că afectează. Rămâneți, vă rog frumos, alături de noi. Am primit mesaj acum 40 de secunde și îi mulțumesc pentru asta. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, domnul Spânu, vrea să intre în direct și mă bucur. Mă bucur că, în sfârșit, Ministerul Apărării Naționale a obosit să tacă și să lase presa să -i apere public interesele. Vă aștept în direct, domnul Spânu, imediat. Ne-am întors în direct, domnul Viorel Manole, în continuare alături de noi, director la 4000, pe celălalt fir, directorul de comunicare al MEAPN, domnul Spânu. Bună ziua! Bună. Da, domnul Spânu, bună ziua! Încep cu dumneavoastră, domnul Spânu, în vorbe puține, mi-aș dori să lămuriți pe cei de acasă cum a putut sau cum lasă, nu știu, MEAPN-ul o problemă legată nu atât de noi, cât legată de strategia de siguranță în Marea Neagră, să lase să tergiverseze luni de zile. Am să încerc în vorbe cât mai puține. În primul rând, graficul prezentat de domnul Petrișor este corect. Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru Armamente, a atribuit acest contract în 1 iulie 2019 asocierii dintre Naval Group și șantierul Naval Constanța. Această asociere fiind declarată câștigătoare. Restul, știți și dumneavoastră, este un întreg sistem de contestare în justiție pe care MEAPN, conform separației puterilor în stat,
nu-l poate influența, deci hotărârile, deciziile instanței vor trebui respectate atunci când vor fi ele formulate. Între timp, vreau să vă spun că noi am asumat în mod public, chiar ultima comunicare pe subiectul acesta a fost la ședința de bilanț de autoevaluare a forțelor navale, în care se specifică foarte clar că neînceperea acestor programe esențiale de înzestrare, această neîncepere are implicații negative asupra securității la mare. Și noi ca țară, acum pe bune, știu că sunteți încorsetați, sunteți director de comunicare, dar vă întreb așa, domnul Spânu, că ne știm de o viață. Statul român, țara asta, membră NATO, cum poate să nu stea în genunchi în fața nimănui și să-și facă treaba în raport cu Alianța NATO și cu poporul care vă finanțează pe dumneavoastră, MAPN-ul? Vreau să spun că programul în sine este unul dintre programele esențiale și a fost gândit în satisfacerea intereselor de securitate ale statului român. Vă aduc aminte că s-a impus prin prevederile hotărârii de guvern care gestionează această procedură de achiziție ca navele să fie construite și dezvoltate pe teritoriul național, prin intermediul operatorului economic declarat câștigător, iar ulterior să fie dezvoltată o capabilitate industrială navală în domeniul militar care să execute lucrările de mentenanță pe toată durata de viață și, în plus, pentru valorificarea componentei de offset, în același contract se impune obligativitatea modernizării fregatelor. Ați auzit, domnul Manole, lucrurile sunt clare, domne. Dumneavoastră probabil că nu sunteți în regulă sau nu știu cine, că Ministerul Apărării, vedeți, e clar. E de importanță. Am auzit domnul Barbu și aici, indiferent câte discuții avem și noi cu Ministerul Apărării și credeți-mă că avem multe, totuși trebuie să subliniem un lucru. Sincer, vreau să fim onești. Ministerul Apărării, de data aceasta, a avut curajul ca fiind în instanță, în judecată, această adjudecare, să continue în fiecare săptămână la sediul Romtehnica, care este Casa de Comerț a Ministerului Apărării, a continuat din septembrie și până acum, deci de când Damen a atacat în instanță, au continuat negocierile între Ministerul Apărării și Naval Group, între Naval Group și industria românească formată din membrii 4000 și din șantierul Naval Constanța. Și suntem în momentul de față, e un caz unic în România, deci câteodată ne trebuie și niște cutremure de genul ăsta. Suntem în momentul de față, împreună cu Naval Group și cu Ministerul Apărării și cu oficiul de activități compensatorii, pe scurt se spune offset, dar am decis să nu mai folosim cuvântul offset, suntem gata să semnăm contractul imediat ce Curtea de Apel, sper eu, poi mâine, deci peste două zile, va respinge din nou acțiunea lui Damen. Vrea să vă întrebe domnul Peiu ceva. Pe domnul Spânu, cine conduce Romtehnica? Cum se numește persoana de acolo? Domnul Peiu, va trebui să mă uit. Nu sunt implicat direct în acest proces. Revin imediat și lămuresc, dar aș dori da, să... Bine, înainte, stați un pic, că bine, nu contează. Da. Îl spun eu, îl cheamă Ionescu sau Popescu. Ce contează? Cred că e o persoană de 70 de ani. Și ce relevanță are? Eu doresc să confirm ceea ce spune domnul Manole. Într-adevăr, de la desemnarea asocierii câștigătoare, Ministerul Apărării Naționale a desfășurat activități pentru finalizarea clauzelor contractuale cu reprezentanții acestei asocieri în vederea semnării acordului. Însă semnarea acordului nu se poate face decât după... Normal, după ce instanța se pronunță. Exact, domnul Manole, spuneți-mi și mie, de ce a fost dat de către Tudose ca premier port? De ce a fost dat managementul olandezilor? Părerea noastră este că prin acest fel ar fi putut avea un avantaj competitiv Damen în competiția cu Naval Group, având în vedere că șantierul Naval Constanța era la Marea Neagră, șantierul Galați era la Dunăre, departe de Marea Neagră, și era un impediment pentru a adjudeca acest contract, și atunci o posibilitate era ca în momentul în care Damen are și Mangalia,
nu mai putea să fie acest avantaj al șantierului naval Constanța. Rămâneți, vă rog, mult și dumneavoastră, și dacă are eleganță să rămână și domnul director de comunicare, 2 minute, revenim imediat. Ne-am întors, Constantin Spânu, director de comunicare MAPN, și domnul Manole la telefon în continuare cu dumneavoastră. Domnul Manole, mă bucur de parteneriatul foarte eficient între dumneavoastră și Ministerul Apărării Naționale, care parteneriat a dus fix la amânarea cu deocamdată 6 luni a intrării în producția fregatelor. E perfect. Corvete. Eu vă întreb direct. Ce ai vrut să spui? Corvete. Corvete, iartă-mă. Vă întreb așa, pe dumneavoastră, domnul Manole. Puteți spune și de față, sau mă rog, bănuiesc că asculta domnul Spânu și înainte. Părerea dumneavoastră că există cercuri oculte, ca să nu zic mafiote, în jurul acestui contract? Da, părerea mea este că există cercuri de interese în jurul acestui contract din momentul în care au apărut trei coloși în domeniul naval, fiind cantierii, Damen și Naval Group. De ce lasă în opinia? Nu o să-l întreb pe domnul Spânu, că n-are cum să răspundă, dar vă întreb pe dumneavoastră, care se este mai civil ca dânsul. De ce a lăsat Ministerul Apărării Naționale? De ce a lăsat contractul ăsta pe mâna cercurilor care îl tergiversează? Nu cred că este pe mâna cercurilor. Dar pe mâna cui e, domne? Nu, până la urmă tot în zona magistraților am ajuns. Eu nu pot să acuz instanțele că au băgat Damenul, italienii și Naval Group într-o horă care este aproape secretă. Și cu alte ocazii, dacă ne uităm la casele de avocatură care reprezintă părțile în instanță, putem să ne cam dăm seama dacă în casa de avocatură e un profesor sau doi sau trei ai avocaților parteneri din casa de avocatură care vine acolo, în orice caz să te faci că nu vezi interesul esențial de securitate. Și să nu vezi că pentru prima oară industria românească de apărare de stat și cu cea privată și-a dat mâna ca să lucreze alături de o firmă de stat dintr-o țară membru UE și NATO, pentru că la noi, atât Ministerul Apărării, din nefericire, cât și guvernul în general, este aplicat către industria cu capital de stat și mai puțin către cea privată. Vrea să vă întrebe... Ăsta, nu, eu vreau să întrebe. Vreau să spun părerea. Este privată și Naval Group e de stat. Da, domnul Spânu. Domnul Spânu nu mai e la telefon cu noi, nu? Nu, mă rog, n-ai mai verificat dacă e. Nu mai e la telefon, domnul Spânu. Vrea să spune două vorbe petișor pe eu. Doamne, realitatea este următoarea. O țară de dimensiunile României și cu puterea industrială și umană a României, corect ar fi trebuit să procedeze la modul următor. Să facă vasele în România, coca, că se poate face, sunt cel puțin 2 șantiere care le pot face, după care să le echipeze cu ce aparatură, cu ce echipamente, sisteme de apărare dorea. Eu cred că așa era corect să facă statul român, pentru că suntem un stat mare care avem capacitatea să bine, facem asta. Bine, având în vedere că se termină emisiunea, domnul Manole, Romtehnica e condusă de un om de 71 de ani. Așa că vorbim discuții. Da, știu. Domnul Manole, vă promit că o să revenim asupra subiectului, pentru că este extrem de important, pentru, nu numai pentru Ministerul Apărării, pentru principiile de funcționare ale țării ăsteia, păcătoase principii. Vom reveni, rămâneți cu Bună România, cu Răzvan și Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!